Incendii de amploare în Turcea, pompierii s-au luptat cu flăcările ore în șir, iar intervențiile au fost dificile din cauza vântului puternic. Din păcate, două locuințe din comuna Murghiol au fost făcute scrum și în municipiul Tulcea, echipele de pompieri au intervenit la o casă care s-a aprins. Deși au fost pagube materiale uriașe, nicio persoană nu a fost rănită. Trei incendii au avut destins salvatorii în tot județul Tulcea. În comuna Murighiol, pompierii militari la oaltă cu localnicii au ajutat la stingerea flăcărilor care au mistuit două case. Patru autospeciale de stingere cu apă și spumă au intervenit în total la cele două locuințe. Vântul le-a dat bătăi de cap salvatorilor, însă, din fericire, nu au existat victime. O anchetă va stabili de la ce au pornit flăcările. Un alt incendiu a izbucnit la o casă în municipiul Tulcea, pompierii au intervenit cu două autospeciale și aici salvatorii s-au luptat ore în șir cu flăcările din cauza vântului puternic și în acest caz incendiul s-a soldat cu pagube materiale fără ca nimeni să fie rănit.